Cu puțin timp în urmă, TV Giurgiu v-a prezentat un caz în care mai mulți locatari ai blocului 1001 situat în centrul orașului semnalau o problemă legată de degradarea fațadei blocului. În urma unei anchete, echipa noastră a încercat să afle cum stau lucrurile mai exact și cine se face vinovat de situația creată. La acea vreme, oamenii de aici spuneau că de bine ar fi o locatară de la etajul 4 care își udă florile cu prea multă apă. După nenumărate încercări de a lua legătura cu administratorul blocului pentru a ne relata ceea ce se întâmplă de fapt, astăzi am reușit, însă acesta spune că nu are cunoștință despre situație pe motiv că a fost internat în spital. Doamnă, eu am ieșit din spital ieri și am suferit un infarct. Instituțiile abilitate în controlul și asigurarea conformă a fațadei blocului sunt Primăria Giurgiu și Comisariatul Județean pentru Inspecția în Construcții. Reprezentanții celor două instituții au spus că responsabilitatea le revine direct locatarilor blocului. Aceștia trebuie să angajeze o firmă de specialitate în reabilitări de tencuiel care să le execute lucrările. Cu actele doveditoare în ceea ce privește costurile lucrării, pot merge la primărie, unde vor fi scutiți de impozitul pe clădiri pe o perioadă de timp. Blocurile sunt proprietăți private, sunt asociații de proprietari, deci intră în sarcina asociațiilor de proprietari să-și repare fațadele la blocuri. Știți că este și acțiunea aceasta care se desfășoară și în Giurgiu, dar și în țară, de anvelopare a blocurilor, acțiune care demarată și în Giurgiu, deja avem 22 de blocuri care și-au depus toate documentele și au și certificat de urbanism. Acum sunt și alte cereri de la alte asociații de proprietari, dar încă nu sunt dosarele complete, așa că sunt diferite stadii de execuție a anvelopărilor. Blocul 1001, blocul cunoscut al giurgiuvenilor, are depusă până acum vreo cerere de... Din verificare care le-am făcut, nu are depusă cerere de... pentru avelopare, asta cade în sarcina asociației de proprietari. Deși cei de la construcții trebuiau să efectueze frecvent controle în oraș pentru siguranța cetățenilor, aceștia spun că lipsa personalului îi împiedică să realizeze acest lucru. De asemenea, inspectorul coordonator precizează faptul că direct răspunzător de situație sunt locatarii, iar în ceea ce privește sancțiunile, ambele instituții au dreptul să îi amendeze pe cei care se abat de la lege. Conform legii, proprietarii și administratorii sunt obligați ca la apariția unor degradări să execute lucrări de intervenție pentru aducerea clădirii la starea inițială. În cazul în care se întâmplă un eveniment de acest gen și care a pus în pericol siguranța cetățenilor, conform legii, proprietarii sau administratorii ar trebui să ne sesizeze și noi să mergem acolo să vedem despre ce este vorba. Să înțeleg că lucrați numai la sesizare, la autosesizare? Având în vedere că suntem doar 5 pe întreg teritoriul județului, doar 5 inspectori, nu putem să cuprindem întreaga arie de activitatea noastră. În urma vizitei noastre, inspectorul coordonator Petrică Bărdăune a promis că va trimite o echipă în teren să ia măsuri în cele relatate de noi. Rămâne de văzut însă dacă în urma controalelor situația prezentată va avea o rezolvare. Nu este de mirare ca legea să fie aplicată după ce s-a întâmplat o tragedie, pentru că, nu-i așa, la noi în țară a devenit o tradiție acest lucru.